Patru bărbați care au bătut un tânăr de 29 de ani în fața unui local din complexul studențesc din Timișoara au fost arestați preventiv. Din nefericire, victima este în stare critică, iar medicii spun că șansele de supraviețuire sunt extrem de mici. Cei patru indivizi s-au năpustit din senin asupra tânărului de 29 de ani. Bărbatul ieșea dintr-un local al campusului universitar din Timișoara, când fără să vrea l-a atins cu cotul pe unul dintre bătăuși. Imediat, indivizii l-au luat la pumn și picioare. De ce l-ați bătut pe băiat? V-a făcut ceva? V-a zis ceva? Tânărul, bătut cu sălbăticie, a ajuns la spital aproape mort. Șansele sale de supraviețuire sunt minime. Din punct de vedere medical, pacientul a suferit un traumatism craniocerebral extrem de grav și șansele lui de supraviețuire sunt minime. Noi depunem și s-au depus încă de la bun început toate eforturile pentru a-l menține în viață. Din păcate, leziunile sunt incompatibile cu supraviețuirea. Agresorii au fost arestați preventiv și duși în arestul poliției Timiș.